dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Este sâmbătă astăzi, sâmbătă dimineață, și eu îmi beau cafeaua. Voi avea un weekend destul de greu, pentru că va trebui să lucrez de acasă. Este weekendul meu și am foarte multă treabă pe partea de emisiuni. M-am încăpățânat eu, nu-mi cere nimeni să fac treaba asta, dar m-am încăpățânat eu să fac și emisiuni săptămânile astea două în care sunt doar eu pe știri. Și este destul de greu, pentru că trebuie să fac și jurnalul de știri și emisiuni pe lângă. Și pe săptămâna asta care vine mi-am programat 4 emisiuni și trebuie să fac documentarea la toate 4. Și m-am gândit să o fac din weekend ca să mi ușurez mie treaba, pentru că în timpul săptămânii, dacă o să fie la fel ca săptămâna care tocmai a trecut, o să fie totul foarte haotic și nu o să am timp de nimic. Vă spun sincer că n-am apucat să filmez absolut nimic săptămâna asta care tocmai a trecut. Am încercat de mai multe ori, am avut mai multe tentative și au eșuat. Ba mai mult, nu știu ce s-a întâmplat cu GoPro-ul, pentru că îmi filmează în alt format. Cineva a umblat la setări și îmi filmează în cu totul alt format, un format pe care premierul, programul în care eu editez, nu îl recunoaște. Și am avut probleme, pentru că am avut vloguri întregi filmate pe care a trebuit pur și simplu să le șterg pentru că nu le puteam edita. Și m-am descurajat așa. Săptămâna asta am filmat o singură emisiune cu șeful Ocolului, Silvic de la Dolhasca, un om absolut minunat. Și emisiunea respectivă a prins, deci ea a fost postată în regim de live, vineri, și a făcut în câteva ore 9000 de vizualizări, ceea ce este huge. Și a prins foarte bine, deci contează și omul pe care îl inviți și cât de cunoscut este, cât de popular este în rândul oamenilor. Eu mă apuc de direct de muncă. Eu, de obicei, ca să fiu productivă într-o zi, când lucrez de acasă, trebuie să mă apuc. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc, după ce fac rugăciunea, bineînțeles, este să mă apuc direct de muncă. Și acele ore, câteva dimineață pe care le dedic pentru muncă, mă ajută foarte mult, pentru că după aia mă prinde munca, știi? Și după aia mă duc, fac micul dejun, mănânc și iarăși mă apuc de treabă. Dar așa, dacă aș mânca prima dată, după aia m-aș lenevi, m-aș mai uita pe telefon și n-aș mai avea chef să mă apuc propriu zis de treabă. Așa că primul lucru pe care îl fac ăsta este, îmi beau cafeaua și mă apuc de muncă. Trebuie să fac un articol pentru un site. Pentru că am făcut eu așa o gafă destul de mare și cumva asta este pedeapsa mea, trebuie să fac un articol la fel ca știrea pe care eu am făcut-o pentru postul de televiziune, dar să fie pentru un site. Și mă apuc, pentru că eu am lucrat la site, am lucrat și pe ziar, eu vin din presă scrisă, îmi place să cred că debutul meu în presă a fost în presă scrisă, am lucrat câteva luni și știu care este regimul și cum se scrie și cum nu e ceva diferit pentru mine, dar de atunci n-am mai lucrat în presă scrisă, ăla a fost debutul meu la monitorul. Și după aia numai în televiziune am lucrat și cumva mi-a intrat în reflex stilul de a scrie ca la televizor, ca la televiziune, și e un pic diferit stilul de presă scrisă față de cel de pe TV, dar ne adaptăm. După aia trebuie să fac textul la un spot publicitar. Am prins un contract și vreau să mă țin de el și vreau să muncesc pentru el, pentru că, bineînțeles, îmi revine și mie o parte și atunci am treabă. Am fost ieri la prefectură, a avut loc un eveniment cu reprezentanții IMM-urilor din județul Suceava și s-a discutat pe problema de fiscalitate, pe impozitarea IMM-urilor, pentru că acum guvernul dorește să impoziteze mult mai drastic IMM-urile și foarte multe afaceri mici riscă să dispară din cauza aceasta. Și acolo, vă dați seama, fiind la ședința respectivă, am cunoscut o grămadă de oameni din domeniul antreprenorial. Și a trebuit să-i invit în emisiune și m-am cam aglomerat.
Dar mi s-au deschis așa niște porți pentru emisiunea asta incredibile și chiar mi se pare că prinde, că este o emisiune care chiar este foarte ok domeniul pe care mi l-am ales. Nu puteam să-mi aleg un domeniu din politică sau din administrație pentru că colegii mei deja fac asta, șeful meu are emisiune pe politică și administrație, colegul meu la fel și atunci eu a trebuit să mă nișez pe o direcție care nu este foarte folosită aici, nici la concurență, nici nicăieri, să-mi găsesc drumul meu, știi? Și cred că mi l-am găsit asta cu emisiunea asta, proiectul ăsta cu antreprenori de succes, cred că este o idee bună, cel puțin pentru o perioadă de timp și nu este un subiect care să se consume prea curând, pentru că întotdeauna vei găsi oameni pe care să-i inviți în emisiune, oameni cu afaceri, cu business-uri, producători locali, cu afaceri mai mari sau mai mici, dar vei găsi întotdeauna invitați și poți să faci și bani din treaba asta. Așa că, da, mă apuc de treabă, ne auzim pe parcursul zilei, după cum v-am obișnuit, facem vlog. Câteva ore mai târziu am reușit să bifez câteva lucruri de pe lista de to-do, am făcut textul pentru spotul publicitar, am făcut știrile pe care le aveam de făcut și acum vreau să mă apuc de emisiuni. Cam așa voi sta eu toată ziua. Încă nu am mâncat. Este ora 12 și eu încă nu am mâncat. Dar m-a prins foarte tare treaba asta și vreau să înaintez cât mai mult. Cred că o să ies mai îndată să beau totuși o cafea bună. Adică un cappuccino cu caramel, preferatul meu. Și să mai iau puțin aer, pentru că începe să mă usture capul. Dacă stau prea mult în casă, o să mă usture capul. Și să mănânc ceva, rapid. Încerc să reduc porțiile cât de mult pot, încerc să nu mai mănânc așa din plictiseală sau pentru că trebuie, ci doar atunci când îmi este foame și să mănânc mult mai puțin, pentru că vreau să slăbesc puțin mai mult. Da, continuăm treaba. Așa o să mă găsiți toată ziulica. Toată ziua o să stau așa, la birou. Mă rog, ăsta este birou turcesc. Birou chinezesc, că stau așa, turcește pe podea. Dar să știți că e foarte comod. Cred că e mult mai comod decât pe scaun. Deocamdată nu am un birou cumpărat, dar sincer nici nu prea-mi trebuie. Prefer să țin de bani și să-i investesc în altă chestie, în mașină. Lucrăm așa, cum putem. Dragilor, haideți că am luat o pauză, mai am foarte multă treabă. Am reușit în schimb să mă documentez pentru două emisiuni. Aș mai vrea să mai fac încă o emisiune, dar am zis să iau o pauză și să vorbesc cu voi, să am cu ce umple acest material și să pot să îl editez în cele din urmă și să-l postez. Pentru că, după cum bine vedeți, s-ar putea să nu am altceva de arătat în acest vlog. Nu o să fac curățenie, nu o să fac mâncare. Singurul lucru pe care îl fac este să lucrez de acasă și atunci n-am ce să vă arăt, dar am ce să vă spun, am despre ce să vă vorbesc. Să știți că am pantaloni pe mine, chiar dacă stau așa turcește și pare că nu aș avea nimic pe mine, am niște pantaloni scurți, este foarte cald și stau în casă, stau așa cum îmi este mie comod, sper să nu vă deranjeze pe voi pe cameră. Vreau să vorbim puțin despre semne și sincronicități astăzi. În materialul în care am abordat subiectul vocea interioară și intuiția, am discutat totodată despre metodele prin care această voce interioară încearcă să ne comunice. Spuneam în acel material că încearcă să ne comunice prin senzații, emoții, sentimente aflate în interiorul nostru. Ulterior încearcă să ne comunice prin somatizarea tuturor acestor senzații la nivel de corp fizic, fie că avem mici disconforturi, fie că avem o mică jenă aici, colo în organism, sau putem avea chiar dureri din ce în ce mai acute, boli cât mai grave.
Iar dacă nu acordăm atenție nici acestei forme de limbaj a vocii interioare sau a intuiției, atunci lucrurile încep să se manifeste în exteriorul nostru, sub forma unor situații, evenimente, persoane de diferite facturi care vin și încearcă să ne transmită câte ceva, astfel încât să ne suscite atenția, să ne facă să atragem focusul nostru din exterior asupra senzațiilor din interior, din nou, pentru a putea descifra această voce care ne vorbește în permanență. Ei bine, semnele și sincronicitățile, din perspectiva mea, fac parte din aceste semnale externe sau limbajul acesta extern corpului nostru, pe care îl percepem sub forma unor situații, evenimente, persoane care vin aparent dintr-o pură coincidență în viața noastră, doar că reușim să-i atribuim un asemenea înțeles încât realizăm că nu este doar o simplă coincidență că acele lucruri s-au întâmplat în viața noastră. Definiția clasică pe care o au sincronicitățile, sincronicitățile sunt un termen cu care a venit marele psihanalist Carl Jung. El a încercat să dea o definiție clară a acelor evenimente care ni se întâmplă, care nu sunt, nu au o cauzalitate comună, dar care, întâmplându-se sincron în același timp, capătă o anumită însemnătate pentru cel căruia îi se întâmplă. Este o definiție alambicată, este un concept care pare foarte greu de prins, așa, în termeni din ăștia abstracți, dar o să încerc să vă explic mai pe șleau, mai pe românește, care este, de fapt, definiția acestui fenomen de sincronicitate. Oamenii, prin natura lor, caută să găsească însemnătate în toate lucrurile care se întâmplă. The man in search of meaning, omul în căutarea sensului vieții, exprimă exact același lucru. Chiar și în mijlocul unei atrocități, unor evenimente extrem de violente, chiar și în mijlocul unor evenimente care nu au nicio explicație logică, rațională, omul încearcă să găsească un sens. De exemplu, atunci când cade o picătură de apă pe geam, oricare dintre noi reușește să identifice la un moment dat doi ochi, un nas și o gură și să zică a, seamănă cu o față zâmbitoare sau are o față de om sau norul acela are chip de pisică. Pentru că încercăm în toate pattern-urile sau șabloanele care nu au absolut nicio noimă rațională sau logică să găsim ceva care este familiar. Pentru că noi putem jongla și gestiona doar lucrurile care ne sunt familiare. Tot ceea ce este necunoscut ne înspăimântă, ne sperie. De aceea încercăm să găsim un sens chiar și în mijlocul unei atrocități, unor violențe extreme, unor furtuni. Găsim acolo un sens. Omul este venit, prin urmare, pe acest pământ să facă sens din acest haos, din această supă cuantică aparent haotică, care se numește Univers. Deci, sincronicitățile, un exemplu clar pe care l-a dat Carl Jung de sincronicitate a fost chiar exemplul lui personal. Nu mai țin minte dacă era el personajul principal al acestui eveniment sau un alt prieten de-al său, dar a făcut o scurtă relatare într-una din cărțile sale pe care le-am citit, în care a zis că s-a dus la croitor și și-a comandat un costum de culoare albastru închis. Probabil așa se purta la vremea aia, prin anii 1800... 1900, mă rog. S-a dus la croitor, zis și făcut, și a dat comandă. Croitorul avea măsurile sale foarte clare, pentru că era un loc în care și-a mai croit atâtea costume. Iar peste câteva zile, peste 3 zile, primește vestea tristă a decesului unui apropiat de-al său. Dăduse deja comandă de costum albastru, dar a constatat că îi lipsește un costum negru care era firesc să-l aibă în momentul în care merge la acea înmormântare. Așa că a încercat să ia legătura cu croitorul, dar era prea târziu. Acesta a spus că a finalizat costumul și că i l-a și livrat. Peste câteva ore,
Costumul ajunge livrat acasă la Carl Jung, acesta îl deschide și constată că era costum negru. Croitorul înțelesese greșit culoarea pe care acesta și-a ales-o, probabil era un blămarin închis și s-a confundat materialele, dar s-a nimerit să-i vină exact un costum negru de care avea nevoie pentru acest eveniment, înmormântarea prietenului său. Aceasta este catalogată de oamenii care nu cunosc și nu dispun de termenul de sincronicitate drept o coincidență fericită. Wow, ce coincidență fericită! Ce surpriză că nu m-am așteptat și s-a nimerit la țanc să vină costumul negru în locul celui albastru, exact de ce aveam nevoie. Aceste evenimente sunt trecute deseori cu vederea de către oameni, dar doar dacă privești în urmă, realizezi că este ceva care este atât de inexplicabil încât te pune pe gânduri. Te gândești cum a putut croitorul la care eu de atâtea dăți m-am dus și am dat comenzi precise, exacte și chiar și-a respectat întotdeauna îndatoririle la linie, nu a greșit absolut nicio măsură, nu a greșit niciodată culoare, cum s-a putut să greșească taman atunci când s-a întâmplat acest eveniment de înmormântare a prietenului lui Carl Jung. Deci, abia atunci reușești să-ți pui niște semne de întrebare legate de faptul că este ceva inexplicabil în toată ciorba asta, dar care s-a legat într-un mod fericit pentru tine. Un alt exemplu de sincronicitate banală poate să fie pentru oricare dintre noi acel moment al zilei în care te gândești că ai o anumită piesă în cap, o melodie, te urci în mașină, pornești în drum spre casă radioul și la radio se difuzează fix melodia la care te gândeai. Se întâmplă deseori să te gândești la o replică din film, pornești televizorul și chiar atunci se derulează fix scena în care acea replică stă să apară. Te gândești la un prieten de-al tău, te gândești la un amic, l-ai visat și a doua zi, la prima oră, te sună pentru temir ce discuție banală și îi spui, domnule, ce ciudat că mă suni, pentru că chiar te-am visat adineauri. Acestea sunt evenimentele catalogate drept sincronicități, evenimente care nu au cauze comune, da? Eu sunt cea care visează, omul ăla este cel care își propune să mă cheme la o bere, au cauze direct diferite, dar mă sună tocmai în momentul în care eu m-am trezit din vis și însemnătatea pare să fie foarte, foarte importantă pentru mine. Adică îi găsesc o însemnătate, o semnificație foarte puternică acelui eveniment. Acestea sunt sincronicitățile. Sincronicitățile sunt, din punctul meu de vedere, o formă de comunicare a vocii noastre interioare despre un anumit eveniment. Dar vă voi vorbi mai mult și despre semne și apoi voi încerca să leg tot acest subiect. Semnele sunt toate acele imagini, aș spune imagini vizuale și știu că mulți o să spuneți că este un paradox sau un pleonasm, dar știți că la limba română erau imagini vizuale și imagini auditive pe care le evocă autorul ca să ne suscite imaginația. Deci sunt acele imagini care ne marchează sau ne rețin atenția pentru un anumit număr de secunde în loc, ne fixează și ne golesc mintea de absolut toate gândurile care circulau de-a valma. De exemplu, a vedea ceasul 11 și 11. Faimosul portal, toată lumea îl cunoaște, cei care sunt în lumea spirituală constată că se uită foarte des la ceas când este ora 11 și 11. Și nu numai, 21 și 21, 12 și 12 minute, toate acestea sunt semne. Puteți vedea o plăcuță de matriculare 333, 555, 444. În afară de aceste simboluri, puteți vedea, cum am văzut eu recent, două lebede zburând în tandem pe cer, puteți vedea șoimi pe autostradă, puteți vedea fluturi albi care nu se mai îndepărtează de corpul vostru, care vă urmează peste tot și chiar dacă alergați umblă după voi. Acestea sunt animale totemice despre care tot am spus că o să vă mai vorbesc în alt material, dar și acestea sunt semne, sunt acele imagini, acele mici licăriri de magie
din jurul nostru care ne opresc în loc și ne suscită atenția. Însemnătatea pentru fiecare dintre aceste numere o veți găsi fiecare la nivel personal. Aceia dintre voi care nu reușesc să descifreze însemnătatea numerelor sau șirurilor ordonate de numere care ne apar, pot căuta, așa cum procedez și eu din când în când, pe internet, pe Google. Dacă vă apar niște numere, 111, scrieți pe Google și căutați însemnătatea acelui număr. Însemnătatea spirituală a lor, practic. Pentru că sunt mesaje care vin de dincolo, aș spune. De exemplu, se spune că 111 este un portal care se deschide către lumea cealaltă. 444 înseamnă să mergi înainte. Ești încurajat de îngeri să mergi înainte. Se spune că ești pe drumul cel bun. 555 înseamnă schimbare, dar schimbare de ordin divin. Schimbarea de ordin divin este întotdeauna spre mai binele tău superior, fie că simți sau nu asta, dar reprezintă o schimbare. Cu cât ești mai rezistent în fața schimbării, cu atât acest semn poate să apară tot mai des în viața voastră. Mă rog, trebuie să fim foarte atenți ca să ne dăm seama de aceste semne. Eu foarte des aveam semnul cifrei 8 și multe alte semne. Toate aceste numere au diferite însemnătăți pentru fiecare dintre noi. Pentru cei care au trecut printr-o anumită tragedie și asociază data 11 cu un eveniment tragic, probabil le va trezi în minte un eveniment dureros, le va provoca durere. Așadar, de cele mai multe ori, eu vă sugerez ca aceste interpretări să aibă loc prin prisma cunoștințelor voastre proprii, a emoțiilor și senzațiilor voastre proprii legate de aceste numere când apar în viața voastră. Semnele și sincronicitățile, de obicei, funcționează ca un fel de ghid. Puteți să identificați ce înseamnă fiecare semn în parte, puteți să căutați pe Google semnificații și o să tot căutați până când o să obosiți la un moment dat, dar o să descoperiți niște lucruri inedite. Când descoper eu aceste sincronicități în viața mea sau aceste coincidențe, nu mai stau să le găsesc care este semnificația lor intrinsecă, ce înseamnă fix numărul acela în numerologie, ci pur și simplu încerc să mă opresc un pic în loc și încerc să-mi aduc aminte la ce mă gândeam cu o secundă înainte sau chiar în acel moment în care mi-au apărut acele imagini în față. Pentru că pe ce îmi pusesem gândurile în momentul anterior observării acelui semn, sunt gândurile care se duc cu o mare putere de manifestare în împlinirea lor. Așa că surprindeți-vă întotdeauna care erau gândurile voastre înainte de a vedea acel semn. Acel semn înseamnă că dorința ta s-a împlinit. Orice gând ați avut în acel moment a găsit o portiță, un portal, o ușiță în acest univers prin care se duce direct spre îndeplinire. Așa că gândiți-vă repede ce ați avut în minte și încercați să reflectați sau să perfecționați în cazul în care a fost ceva negativ, să perfecționați, pentru că acea gândire a voastră tocmai este în proces de îndeplinire, în proces de materializare, dacă vreți. De fiecare dată când se mai întâmplă să văd aceste semne, încerc să-mi golesc mintea de la absolut orice agitație mentală, orice grijă, orice, nu știu, angoasă am în acel moment și încerc să respir, să mă concentrez pe respirație, să-mi păstrez calmul, să fiu cât mai calmă și să spun în sinea mea că, indiferent ce se întâmplă, accept cu brațele deschise. Practic, încerc să-i comunic universului, subconștientului, că orice transformare mi este pregătită în acel moment, vreau să o pun cât mai
să o pun cât mai puțină rezistență. Cu cât o pui mai puțină rezistență, cu atât acel eveniment nu se produce printr-o mare durere, printr-un mare efort, printr-o mare suferință la nivel tridimensional. Ci din contră, pare că este un eveniment foarte lin și s-a produs o transformare firească în viața ta. Fie că ține de relațiile cu oamenii din jurul tău, fie că ține de cariera ta, de jobul tău și așa mai departe. Aceste semne și sincronicități ne ghidează de foarte multe ori să mergem pe un traseu ascendent în lumea noastră spirituală. Uneori, pare că semnele pe care le întâlnim în viață ne duc spre dezastru, spre ceva rău și că noi nu trebuie să pățim treaba asta, noi trebuie să avem un parcurs cât mai lin, dar nu este așa. Ele au un rol, toate aceste semne au un rol în viața noastră și chiar dacă pare că ne duce spre dezastru, noi avem niște lecții de învățat din acele situații și trebuie să mergem cu încredere și să ne ascultăm în continuare intuiția. Dacă intuiția ne spune să urmăm aceste semne care apar în viața noastră, să le urmăm, pentru că cred că nici pe de o parte nici noi nu ne putem opune acestui destin, adică dacă are ceva să ți se întâmple, ți se va întâmpla. Însă este interesant să mergi prin viață și să vezi aceste coincidențe care ți se întâmplă, aceste semne și sincronicități și să vezi că totul este într-o armonie perfectă, în armonia Creatorului și că totul are un rol, un scop. Eu am primit foarte multe semne în viața asta de fiecare dată când îmi dădeam demisia de la, dar cred că am mai vorbit despre chestia asta. Aveam semne, efectiv, aveam semne. Și atunci când trebuie să le vezi, primești și însemnătatea lor. Îți dai seama și de însemnătatea acelor semne, adică ele nu sunt confuze atunci când într-adevăr trebuie să le asculți. Da, e un subiect foarte interesant, un subiect spiritual pe care pe mine mă pasionează foarte mult, personal. Și viața este magică, este interesantă, este nimic, nu este întâmplător, oamenii pe care îi întâlnim, relațiile pe care le avem, nu sunt întâmplătoare. Sunt exact așa cum trebuie să fie. Bun, gata cu pastila de spiritualitate pe astăzi, eu continui să fac ceea ce trebuie să fac. Mi-a făcut plăcere să vorbesc, dar ziua noastră continuă și cred că acest vlog va continua și mâine, duminică. Am ieșit afară, mă duc să-mi iau o cafea. Bună dimineața, dragilor, și bine ați revenit. Vlogul continuă. Este duminică astăzi. Eu ieri, după cum ați văzut, am lucrat de acasă și mi-am pregătit spoturile, emisiunile, tot ce nu am eu timp să fac atunci când sunt la muncă, pentru că trebuie să fac jurnalul de știri. Le-am făcut astăzi ca să fiu așa în avans cumva și să meargă săptămâna mai bine. Sper eu, nu știu. Acum este duminică. Eu m-am trezit destul de târziu pentru că am vrut să mă odihnesc. Și după ce m-am trezit, m-am pus iarăși să fac scriptul la o emisiune, adică să mă documentez, că îmi notez cu liniuță unele lucruri pe care trebuie să le știu și am terminat, am făcut 3 emisiuni și mai am una. Am ieșit din casă. Mă gândeam chiar că anul ăsta o să fie foarte trist pentru mine concediu, pentru că nu merg nicăieri. O să merg doar la Iași, la fratele meu, să stau câteva zile. Dar în afară de asta nu o să merg nicăieri, pentru că știți că eu strâng bani pentru mașină. Și nu vreau să mă întind, să cheltui, vreau să adun cât mai repede bănuții pentru mașină. Dar nu știu, parcă m-am sălbăticit așa, parcă nu mai vreau să ies nicăieri. Thank you.
crezi că le de faci? Dragilor, câteva ore bune mai târziu, este seară, duminică seară, și eu vreau să iau o gustare. Pentru că am mâncat astăzi la Mac, dar mi s-a făcut foame între timp. Și numai bine cât vorbesc cu voi, îmi pregătesc rapid o gustare. Am vrut să editez videoul ăsta mai repede, doar că ceva s-a întâmplat cu GoPro, a filmat într-un alt format, altul decât cel pe care eu îl știu. Și premierul, programul în care eu editez, nu recunoștea formatul. Și am încercat eu să caut pe net, să văd, să convertesc formatul, n-am reușit, până nu l-am sunat pe colegul meu de la muncă, și a zis, băi, ajută-mă că nebunesc de cap, știi, nu pot să meditez vlogul. Și eu dacă, eu am și chestia asta, niște fixații, niște ptici pe creier, aș putea spune, că eu dacă îmi propun să editez vlogul și nu se întâmplă, fai, deci pentru mine e capăt de lume. Eu dacă îmi propun ceva, eu trebuie să și fac lucrul ăla, pentru că altfel, nu știu, o iau foarte personal, așa, o iau ca pe un eșec și nu, deci am sunat, am dat telefoane stânga, dreapta, să mergi să rezolve problema. Și colegul mi-a zis, dar convertește-l, știi? Mi-a arătat un site pe care pot să convertesc video și a mers. Și acum mă duc să editez vlogul. Am luat o cremă de brânză care zice că e stil grecesc cu roșii uscate și cu ceva calamata ulei, ulei de calamata. E interesantă, adică așa arată. Miroase un pic ciudat, miroase a roșii, dar are un gust bunicel. Mai testez și eu mâncare diferită. Îmi place foarte mult mâncarea grecească. Foarte mult. Peste tot unde am mâncat mâncare grecească, a fost foarte bună. Da, și acum mă bucur foarte mult că a reușit, colegul să-mi rezolve problema și mă duc să editez vlogul ăsta. De asta vreau să fac și încheierea aici cu voi. Și după ce editez vlogul, cât îl las la randat, o să mă apuc de emisiune. Mai am o emisiune de făcut, să fac scriptul. Și mâine dimineață mă trezesc la 5 ca să merg la birou. Pentru că am emisiune dimineață și trebuie să mă pregătesc puțin. Delicios. Nu citesc de pe prompter, că mi-a mai scris lumea dacă citesc de pe prompter la emisiune, nu. Nu se admite așa ceva la noi. Nici n-ai cum, pentru că majoritatea emisiunilor pe care eu le-am făcut sunt realizate în teren.
și n-ai cum să iei prompterul cu tine. Dar chiar și cel în studio nu folosim prompter. Prompterul este folosit doar la știri. Când citești CV-urile, atât. La emisiuni, nici nu cred că mi-ar plăcea, nu ar fi util. Pentru că te încurci cu prompterul și e mai bine să vorbești tu, știi? Delicios. Cred că vlogul ăsta a fost un pic cam sec. Pentru că n-am avut ce să vă arăt. Am lucrat tot weekendul de acasă. Și da. Stați așa că... primisem niște mesaje. Da, cam acesta a fost vlogul, dragilor, de weekend. Pe două zile s-a întins acest vlog. Nu am ce să vă arăt altceva. Mă apuc să editez acest vlog, mă apuc să fac treaba mea cu emisiunile și cu tot ce am. O să fie o săptămână, Doamne, îngrozitoare. Asta este. După aia mi-au concediu și nu mai vreau să aud nimic de nicio emisiune, de nicio știre, de nimic, de nimic. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de abonare, de like. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses! Pa!